Cetățenii moldoveni cu drept de vot aflați peste hotare vor putea vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, chiar dacă au un pașaport expirat. Deși acest lucru nu este prevăzut de codul electoral, el se regăsește într-un regulament modificat în septembrie 2019. Contactat de Infoprim Neo, președintele CEC, Dorin Cimil, a declarat că regulamentul cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării stabilește clar particularitățile organizării și desfășurării votării în cadrul alegerilor parlamentare prezidențiale și referendumului republican. Regulamentul prevede că actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în afara Republicii Moldova sunt pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau livretul de marinar, a precizat Dorin Cimil. Pe 16 septembrie s-a finalizat înregistrarea prealabilă a alegătorilor pentru votarea în secțiile care vor fi deschise peste hotare și în regiunea transnistreană. Numărul total al înregistrărilor pentru perioada 2018-2020 la finalizarea procedurii a fost de 60.000, dintre care 35.000 sunt înregistrați noi, făcute în 2020 în contextul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Cele mai multe solicitări de înregistrare prealabilă pe parcursul anului au vizat Italia, 12.067, Marea Britanie, 9.478, Germania, 6.423 și Federația Rusă, 6.202. În proiectul remis Ministerului Afacerilor Externe și a Integrării Europene, CEC propune deschiderea a 202 secții de votare peste hotare.